După Jasmine Watson, oficialii secției de basket a Clubului Sportiv Municipal Târgoviște au reușit să obțină semnătura jucătoarei din Statele Unite ale Americii, Porsche Pool, cea care va îmbrăca pentru al doilea sezon consecutiv tricoul echipei CSM Târgoviște. Basketbalista de 25 de ani a semnat un contract valabil pe un an cu formația dâmbovițeană. Vorbim despre un număr important de achiziții, sunt doar două jucătoare care și-au pus semnătura pe contractele cu echipa de basket. De prima jucătoare știți și voi, de Watson, care a jucat în sezonul trecut la Sfântul Gheorghe. Noutatea în momentul ăsta este fosta noastră basketbalistă și de acum actuala noastră basketbalistă, Porsche Pool, jucătoare care în sezonul precedent a evoluat la Târgoviște, a reușit să câștige campionatul, așa cum bine știți, împreună cu echipa noastră, iar ieri la prânz și-a dat acceptul pentru a continua sub comanda lui Dan Fleșeriu la CSM Municipal Târgoviște. Astea sunt noutățile. Oficialii CSM-ului anunță surprize uriașe în ceea ce privește nou venitele de la echipă. Aceștia spun că lotul care va ataca titlul național pentru noul sezon se va definitiva în cel mai scurt timp. E drept că în perioada următoare s-ar putea să existe destul de multe surprize, bineînțeles că lotul trebuie completat, deocamdată sunt doar două jucătoare semnate, dar însă în momentul ăsta vă pot spune cu certitudine că lotul se va completa în cel mai scurt timp, pentru că deja suntem oarecum în întârziere. Oficialii grupării dâmbovițene nu au vrut să dea foarte multe din casă. Întrebat dacă alte foste jucătoare precum Givens, Smith, Green, Stoienescu, Huțanu, Jones sau Stanford vor continua la CSM, ofițerul de presă Mihai Roșoiu a declarat că în acest moment nu este nimic sigur. Cu toate acestea, pe lângă campioanele de anul trecut și alte nume grele vor poposi în vestiarul secției de basket. În momentul de față, așa cum îți spuneam, nu avem nicio jucătoare semnată. Există negocieri, evident, pentru că, așa cum se întâmplă de obicei, când obții un rezultat important, cum a fost cel înregistrat de campioana României, CSM Municipal Târgoviște, primele opțiuni, când vine vorba de transferul, sunt jucătoarele care au obținut rezultatul ăsta. Însă nu e nicio garanție în momentul de față că jucătoarele pe care tu le-ai enumerat mai devreme vor continua la Târgoviște. Însă, așa cum ți-am spus, sunt negocieri, nu numai cu jucătoarele care au fost, ci și cu jucătoare care să întărească lotul actual. Mă întâlnesc și de Ceachi, era Luca Alecu, că își va da acordul pentru noul sezon. Ne-am bucurat, este o jucătoare ca și celelalte pe care noi le urmărim, extrem de utile și importante pentru Clubul Sportiv Municipal, pentru secția de basket, și de aceea, așa cum spuneam, sunt discuții. E vorba doar de câteva zile în care vor fi perfectate și aceste transferuri, pentru că nu putem să vorbim despre achiziții până nu există acordul și de o parte și de alta. Însă interesul Clubului Sportiv Municipal Târgoviște pentru, de exemplu, pentru la Luca Lecut, pentru că tot vorbeai, există în momentul ăsta. Dacă totul va decurge conform planului, primul antrenament al grupării dâmbovițene ar urma să aibă loc pe 1 septembrie. Nu e nicio grabă, până acum niciuna dintre echipele importante ale campionatului n-au reluat antrenamentele. Aradul, înțeleg că va începe pregătirea săptămâna viitoare. Nu s-a fixat o dată pentru primul antrenament? Dacă lucrurile merg cum trebuie, pe 1 septembrie ar trebui să fie primul antrenament. Această dată, evident, poate fi modificată în funcție de ce se perfectează în perioada asta.